Credința este un set de valori bune pe care îl fac în fiecare zi. Și îl repet cu obstinență. M-am dimineața din nou la 5, da? din nou m-am băgat în gheață direct, din nou am făcut antrenament. Dacă oprind pe Oxana, sunt dator cu orgasme femeii mele și dimineață plătesc prețul, Ca așa e normal, a face dragoste cu femeia ta înseamnă să meargă familia înainte. Sunt cupluri care nu s-au atins de un an de zile. Le-am mesajele în telefon. Da? în partea care începe cu noua generație, apropo de acest lucru, da? 17, 18, 20 de ani, Cezar, nu știu ce să fac, nu știu încotro să o iau, păi femeia alege un bărbat care zice, nu știu ce să fac, nu știu un să o iau, niciodată, și mă dă frică nu la alege. Și vin la mine. Dimineața când te trezești, ai un plan pe care îl efectuezi până seara. E diferențiatorul de marcă. Tu și toți ceilalți bărbați. Tu ești un bărbat cu un plan. Și dacă în pragul serii, când pui capul pe pernă, da? Pui capul pe pernă. Și spui, Doamne, Doamne, am făcut, am livrat. Ești diferit de 99%. Am livrat mâncare pe masă copiilor mei, aducând beneficii lumea, lumea plătindu-mă în excelența a ceea ce livrez în aur, în greutatea mea în aur. asta e tot. Noi slujim femeia și femeia ne întoarce iubire. asta e utilitatea noastră, să slujim femeia. Că n are ce să te înveți o femeie, cum ne-au educat vechile generații. Ba da, femeia dă naștere vieții, cum să n-aibă te înveți. Fără ea suntem morți. Fără femeile noastre suntem morți. Bună seara tuturor, sunt Damian Drăghici, sunteți la podcastul meu, și în seara asta am onoarea să am invitat un, un om cu totul și cu totul special, autor, mentor, om care face performanță cu oamenii pe care îi antrenează, pe care îi, îi mentorează, e, e un fel de life coach, a scris și cărți, îl cunoașteți, e de media, este prezent pe TikTok, pe Instagram, este prezent în viața noastră de zi cu zi și este alături de mine Cezar Ionașcu. Bine veni, Cezar! Bine te-am găsit, doamnă! Îmi pare bine să te găsesc aici și aș vrea să încep cu prima întrebare pe care ai. știi că de obicei o pun tuturor invitațiilor mei cine ești, Cezar Ionașcu? Sunt cel ce sunt ca să răspund din scripte nici mai mult, nici mai puțin un om care își zidește acum viața și există între cei trei stâlpi pe care am învățat foarte recent a face ascultare a tăia poftele drum către zmerita cugetare Asta sunt cel zmerit acum tu ești jurist la bază, când câte am înțeles? Da, am absolvit uh, științe juridice pe care le-am aplicat în viața mea ca și dătătoare de mâncare pe masă, <laughs> aproape 12 ani. O meserie pe care am făcut bine pe care am făcut -o bine de nervi. N-am făcut-o bine ca dedicare. A fost o haină, o îmbrăcare pe care am dat-o, hai să spun, descoperirii făcute de tatăl meu. Bă, băiete, tu vorbești bine, a fost profesor, a fost pedagog vreo 45 de ani. Tu vorbești bine, îți trebuie o armură în prejur. va trebui să te duci la studii care atestă faptul că tu poți face ceva cu această vocație. Și așa am urmat cursurile Facultății de Drept, mai târziu și studii economice, pe care le-am aplicat în licitații publice, în corporații, am trecut în, prin toate acvarile în care se puteau folosi creierile astea, Spune o valoroase românești. Și valoroase nu la nivel de studiu, valoroase pentru că el, creierul în sine ca organ, aici în România, a fost uh, adăpat cu apă curată și a mâncat mâncare sănătoasă. Uităm și ignorăm mereu acest aspect. Sunt un produs al școlii românești, cea care a fost bunărea, și uh, aceste studii au fost bune și rămân în continuare unele sănătoase, atâta vreme cât nu descoperi pe drum ca mine, că tot ceea ce am studiat, spre ce am studiat, întru ce am studiat, Apărând ceva, din punct de vedere juridic, ca satelit, da? uh, nu e decât o ficțiune. Din păcate. Ceea ce noi apărăm, nu știu, sistem, im, președinte, autoritate, eu nu știu ce să mai numesc, debit, credit, bancă, tot acest sistem e o ficțiune. Și nu-mi place să mai joc în filme cu albă ca zăpadă. Pentru că som în toată firea, și am înțeles că e un desen animat cu personaje fictive partea mai puțin plăcută e că această ficțiune centrală e păzită armată. Din păcate. Există o altă realitate, o știi și tu, ai descoperit-o, poate chiar înaintea mea, în care aceste lucruri sunt pentru copii și pentru cei adormiți. Pentru cei trezi sau cei într-o trezvie, alta e calea. Alta. De ce ai ales în ultimii ani să educi românii? Adică am văzut că educi pe români despre credință, iubire, viață de cuplu toate aspectele economice. Adică, de ce ales asta? Pentru, <coughs> faci pentru ce? Pentru simți că vrei să să-i pe ei, simți că asta este modalitatea prin care e ca o misiune pentru tine, este și un mod de a, a, a face un living, a, 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 produce bani în asta, care, vreau să-mi spui întru totul cum o vezi. În primul și în primul rând a pornit de la caracterizarea gură slobodă. Și vorba mamei, să o țină Dumnezeu în viață, singurul părinte care, pe care l-am, spunea mai că nu mai vorbi atât, stai în banca ta. Și atunci am realizat că, de fapt, sfânta neascultare de mamă mă va face mare. Și am făcut pasul. Îmi iubesc părintele, îi onorez memoria tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, dar, dar, ruperea de familie, te face mare. Procesul e foarte dureros. Și asta am făcut. Nu mi-am ascultat părintele și am continuat să vorbesc din inimă. Din partea celălaltă, celui care m-a privit, a spus sau s-a sesizat că am, nu știu, am contrat sistemul. Niciodată. Niciodată. N-a fost misiunea mea. Tot ceea ce am emis a fost din inimă strictamente pentru că n-am putut să tac din inimă. Atenție. Eu nu educ. Nu educ pe nimeni. Ce fac eu, este ceea ce grecii spun, kenosis, golirea. Eu nu pot să te educ, educația nu-și mai are sensul. Dacă educația era ceva bun, noi eram fericiți. Uită-te în jur, suntem total nefericiți, din păcate. Și nu aceasta este calea. Nu contest, dar primul lucru în metodica pe care o aplic este golirea. Te fac să uiți tot ce știi. Această kenoză are ca următor pas acceptarea durerii. Fără durere fizică, în primul rând, mai ales în parte bărbătească. E foarte greu să vorbesc de educație masculină. Educația masculină nu are cuvinte, are fapte. Ce am servit eu de-a lungul timpului a fost să deschid gura după ce am făcut fapta. Invers proporțional față de ce e în piața de profil, că pot fi asimilat unui educator, unui mentor. Nu sunt. Sunt un om care face fapte, după care vorbește despre rezultanta faptelor respective. rezultantă bună sau mai puțin bună. Exempli grație. Copiii mei sunt născuți acasă, toți. Eu mi-am asistat soția. Eu mi-am întâmpinat copiii pe această lume, eu i-am atins primul. Vai, Cezar, ce e ce, ce asta? Păi da, dar operația Cezariană, sau data operației Cezariene, pe care doctorul o oh, a da, pune de acord cu mama născătoare de copil, nu este dată de nașterea copilului, decât în cazuri extreme, și recomand tuturor să se ducă la medic dacă apare vreo problemă. Dar dacă s-a rupt apa, da, după contracții și copilul este iminent să nască, femeia să nască. Firește, e un proces. L-am văzut la Oxana de, de atâtea ori. Da? Avem cinci copii. Mulțumesc, Slavă lui Dumnezeu. În momentul în care femeia află că e însărcinată, nouă luni să pregătește alături de bărbatul ei să nască. Da? Am dat un exemplu. Și multe altele. Călăresc, da? Am căzut de păcal. Spun ce să nu faci ca să nu căzi de păcal. cal. merg și fac sailing. Spun ce fel să guvernează barca, cu genovezul, cu cărma, cu nu știu ce. Bun. Deci după ce am făcut, am vorbit. Vorbește despre experiențele tale. Ce fac oamenii? Pentru că s-a, teoretizat spiritualitatea în gura mm. multora care au dat citate și atât. A rezultat o masă mare, din păcate, de depresivi. Pentru că le s-a prezentat o realitate frumoasă, da, la conferință la seminarul, la webinarul respectiv, s-au prins luminile, s-au știut încântarea. E în 48 de ore piere. Maxim. Dacă acea educație, paralelă cu educația clasică, era una sănătoasă, în pandemie sau ce a fost țeapa asta, nu se ascundeau oamenii sub preș și nu se băgau un da, în șifonier. Ieșeau și luptau. Dar unde vine chestia asta? Noi suntem aici, aici cumva și încerc să nu intru în zona aia, dar o voi face cât se poate de elegant. Noi suntem ortodoxi. Noi suntem compacti în ortodoxie, tu nu mai ai nevoie de alte completări. Noi ne-am Dus cumva și am evadat în tot felul de filo filozofii care par ele, nu știu, mari, pompoase, care ne aduc daune. Sunt rătăciri, sunt totuși niște chestii, niște înșelări cumplite. Noi, dacă am venit acasă, am înțelege totul pentru că e compact. Dar noi nu avem nevoie de niciun fel de completare. De niciuna. Aici e toată înțelepciunea noastră. Doar că Botezul acesta, care e o chestie dinamică, nu e numele Tatălui, a Fiului Sfântului Duh, băgăm copilul de trei și îl scoatem și gata, Eu o petrecere și nu. Tu ești botezat ortodox, ca și mine. Botezul, una din tainele ortodoxiei, merge cu noi toată viața. Și în ortodoxie avem o chestie. În botez. Cu Ioan, da? Se apropie Hristos de... și îl recunoaște și zice, dar de ce vii să te botezi eu? Că tu ești cel mare, ești cel mai mare, cum să vii la mine să te botezi? Și Iisus îi zice, tu fără înduiala, când am venit să stric petrecerea eu, eu am venit să o împlinesc. Și Ioan îi zice, dar eu nu sunt vrednic nici să zleg leg curelele de la încălțări. Și Hristos, ne uităm mereu de chestia asta. Tu fă treaba asta cu apă, cum o faci tu simbolic, că botezul meu pentru oameni e prin duh și prin foc, nu prin apă ție ți se dă în numele Tatălui, al Fiului, al sfântul Duh, la început, după care tu ai de făcut multă treabă ca să se pogoare Sfântul Duh, după care cu sabia ta, prin durere, ăla ai botezul vieții, de-a lungul vieții. Cu noi zicem, sunt boteza, gata. <laughs> nu e așa. ăla doar un început. Și mulți rămân în acea infantilitate. Eu ok, gata, am rezolvat. N-ai rezolvat tată. Singura formă de progres, mai ales bărbătească. La femeie e virtutea, la bărbat e durerea. Tu dacă nu accepti durerea, au, nu, e mai mult și mai mult și mai mult ca să progresezi. Ei, și ce am făcut? A trebuit să iau durerea ca formă de viață. A avea cinci copii o formă de durere. Pentru că în fiecare zi sunt niște... Sau e procesul ăla, că de ce să faci bani în viață? Pentru că tu intri pe ușă ca tată și cinci guri pun o singură întrebare. Ce mi-ai adus? Nu una, cinci, da. Dacă răspunsul e greșit, ești mort. Înseamnă că trăiești în păcat. A întrebat cineva pe Atos, apropo, că vorbeam. Părinte, era, intra cu tava, goviosul părinte, ne aducea ceva de seară, niște mâncare. dacă păcătul își căuta și a căutat poziția, s-a pus și a între pus întrebarea lui și aștepta un răspuns de la filozof. Părinte, dacă păcătuiești, ce pățesc? Și răspunsul a venit foarte sec, frumos. Mori. Nu, nu, moarte fizică. Mori în sensul că trebuie să mori. De-aia eu mi-am luat chenoza, golirea. Tu trebuie să mori ca să reînvii. Dacă nu accept să mori... Dacă nu să mori, ele... acum aici. Acum aici, să mori. În fiecare moment. Eu ca să vin la tine aici, da? Ca să vin în drum către tine, venind din casa mea în casa ta. Ca să pot sta de vorbă cu tine, eu m-am golit. Eu am venit merit, am venit gol. Că dacă eu vin să-ți dau ție vreo lecție, am greșit din start. Sunt un păcătos mai mare decât orice e în încăperea asta. Eu am venit gol, cool, fără așteptări, acceptând că poate mă vei îndurera prin întrebările tale, dar accept chestia asta. Și cumva mergem pe acest drum amândoi, și mai bun din discuția asta. Că dacă am venit și ne-am așezat și ne ridicăm la fel, tu mai deștept ca mine și eu mai deștept ca tine, n-am făcut nimic. Să zicem că Ești unul dintre produsele pandemiei COVID. Adică atunci da, a început da, să da, devină da, viral, da. virale filmulețele tale. Povestește-mi despre asta, te rog. Hai să încep cu sfârșitul. Părinte, am pățit asta, mă urăsc cu oamenii, i-am zis eu. Și a zis Cezare. Și uite, eu am făcut 25 de milioane de view la filmulețul ăla când le-am oamenilor să nu poarte mască. Și el m-a luat așa de mână mea să zice, uite, dacă erai chiar important, nu mai erai în viață. Conform cu mesajele tale, pentru că ai deranjat o poveste foarte mare. Ce a fost atunci? Am intrat într-un magazin, nici nu știam despre ce-i vorba. Nu, de fapt am intrat într-un studio, am atrezat la Bruxelles, până, nu uit că tu ai pe 9 martie, pe 10 martie a fost lockdown. Am prins primul, ultimul zbor din Bruxelles către țară, să, să montau porți la autopen. Și m-am dus într-un studio TV, la un rugat pe Cătălin, care era șef la MCS. Ei emițând prin satelit, poate să și capteze, nu? Și la ora 16 într-o zi, am dat 100 de euro și am zis, Cătălin, ieși. Vreau să mă uit ce se întâmplă. Că nu înțeleg. Nu înțelegeam. Și m-am uitat la toate ecranele și pe toate ecranele la ora 16 când se dădeau știri. În Australia, Noua Zeelandă, era același text, aceeași burtieră. Și am zis, țeapă. Da, dar ce țeapă bine coordonată. Au ce șmecherie. Cineva a apăsat un buton, dincolo de șef de state. Că aici a fost sperietura mare pentru cei care citeau printre rânduri. Băi, cine poate să apese pe capul unui Erdogan sau Putin ca să reacționeze în halul ăsta? Deci mai e ceva dincolo pe care nu l-am descoperit niciodată și în a cărui expectativa venirii lui în față stau. Îl numesc până una alta necurat sau antihrist. Și am emis un mesaj. Am intrat într-un magazin și când s-a declanșat toată acea nebunie, am intrat într-un magazin să cumpăr niște, nu știu, niște scutece. Da, nu te uiți. E același magazin, aceleași produse. Nici tu nu te uiți când intri. E o ciocolată, o pâine, o lapte. Și am intrat în mașină și zgomotul portierei care se închidea mi-a zbărnit în cap valoarea pe care mi-a spusese doamna la casă. În 11 martie, 12, la două zile după lockdown, magazinele, vorbesc de retail mare, măriseră prețurile cu 60%. Și atunci m-am deci am, m am, m am învârtoșat, m-am învolburat, am luat telefonul și am zis să institui lockdown? Bine. Autoritatea care trebuie să protejeze nu o face. Uitați-vă împrejură tocmai s-au mărit prețurile la mâncare. Ia autoritate care are sarcina să liniștească oamenii, să-i țină în pace. Ea a preluat dardu fricii pe care vi l-a implantat în cap. Dacă ei în echivalență fac acest lucru, rezultă că eu am obligația, obligația, nu drept, obligația, ei ne mai asigurându-mi această siguranță, cu asta se ocupă statul, siguranța noastră, să nu mai plătiți la stat nimic, Că și pentru ei e lockdown, și pentru ei e stare de urgență, să nu mai plătiți nimic la bănci și mai ales să începeți să respirați. Lăsați măștile deoparte. Lasă masca și prostiile astea. Deci a fost cumva din, din inimă. Că m-au întrebat toți, domnule, de ce ai făcut-o? Ești agent KGB, ești... Măcar dacă aș fi fost agent KGB. Vorba Oxane, bă, dacă eram noi, eu și cu tine, agenți KGB în România, tu știi cu cât plătește KGB-ul agenții? Păi aveam 4G clase, 5 bodyguards și stăteam și toată pandemia dormeam la meriot, plătit de ei. Asta înseamnă agent KGB. Noi deci suntem niște oameni normali, modești, în regulă, bine. Slavă lui Dumnezeu, trăim peste medie. Dar lucrurile astea, dacă ar fi fost legate de vreun serviciu secret social, eram împărat. Dar nu e cazul, a fost din inimă. Tocmai asta a fost și păcatul. Tocmai asta a fost și păcatul. Am vrut să mă bag undeva sau să preiau ceva care nu mi-aparținea. Eu trebuia pur și simplu să mă întăresc mai tare și să-mi protejez familia și să mă rog lui Dumnezeu ca celor care fac rău să le vină mintea la loc. Dar asta e mintea de pe urmă. Și atunci, datorită acestor ieșiri, firește, și-am făcut un episod, ești rău și fără mască, ceea ce s-a dovedit adevărat, nu te mai înțepa că are rost, a continuat cu Ucraina, totul e un șir, un tunel de ăsta întunecat. Ce am făcut? Sau ce s-a întâmplat ca recul? Au fost oameni care au zis, da, ce ai dreptate, ai dreptate Dar noi dacă dăm masca jos Rămânem fără serviciu Și pentru că nu putem să facem cum faci tu ca poziție Te urăm înțel Te înțelegem Dar nu putem să facem ca tine Și dacă nu putem să facem ca tine Te urăm Și după primul val al iubirii A venit firește da? o... Amenințări cu moarte Înjurături Atunci Cumva soția a zis Cezar Mă simt pus în pericol Și am vândut tot ce aveam în oraș În pandemie și am plecat lângă București, unde stăm și acum. Și a fost o alegere înțeleaptă. Dar a venit un val mare, Cezar, ajută-mă. Ești singurul care poate să-mi spună ce să fac. De la oameni cu exituri de 20 de milioane până la puști de 17 ani. La prima sută, în trei săptămâni, am răspuns. La telefon, mesaj, veneau pe toate dar nici, căile. Dar nici tu nu știai. Nici eu nu știam. Că nimeni și, nu știa. Și la un dat... N-avea informații. Nu. Și tot Oxana avea. Pur și simplu îi linișteam pe oameni. Nu făceam nimic ca nu, ei nu-mi cerau informații. Ce Cezar, ce stare să am? Că te vă pe tine puternic, că le dai pumni în gură și nu știu. Și eu zic, meni, eu nu dau, eu nu sunt la mardoi, Eu sunt la un, un om care s-a centrat. Eu nu, I don't give a fuck. Deci nu, eu nu mă uit la ei, sunt cu spatele la ei pentru că îi țeapă. Nu poți să mă uit la o țeapă și să o iau în serios. Și ce faci? Și am ce pot să fac o listă. După prima sută de oameni care o joacă, da? Oxana este așa. La prima sută de oameni poți să te joci ca om. După 100 de oameni ai o responsabilitate. Peste mie, tu trebuie să rentabilizezi, să eficientizezi cumva, că nu poți să-i cuprinzi pe toți. Și am început să am echipă prin care să răspund oamenilor. Și firește că de la un moment dat încolo n-am mai putut să fie cu titlu gratuit, pentru că Oxana mai năștea, un copil mai năștea, un... sau nu... am doi copii în pandemie născut. Și a trebuit să rentabilizez. Și oamenii au început să plătească. Ce? Asistența mea, liniștea pe care... Și mi se pare un schimb absolut firesc și echivalent. Că nu sunt sunt sfânt părinți sau cuvios părinte, să... dar nu sunt nici măcar duhovnic. Dar... Și atunci m-am trezit cu o avalanșă, efectiv o avalanșă, mă uitam în conturi, nu venea să cred, mă uitam în sufletul meu, creștea sufletul meu. În același timp atacul, pentru că au simțit și era unul foarte mare. Atunci am început să scriu cărțile. Tu bărbat, manual de utilizare a bărbatului, am scris da, cartea și legea de implementare, da? ca să zic, normele de implementare ale legii. Am scris și sunt și astăzi în vânzare. A fost succes, au vândut, nu știu, o mie și ceva de exemplare la prima strigare, s-a epuizat stocul, în care am spus oamenilor ce să facă. Am scris cartea post-pandemie și acum ce facem. Efectiv, așa se cheamă cartea. Apoi am scris mai nou pentru că efectul mare al pandemiei nu a fost nici lipsa banilor, nici oamenii și-au întors fața de la sistemul despre care așteptau, e poate au anticipat sau ba, dar spun acum fenomenul, post pandemie. Oamenii și-au întors fața de la sistemul care trebuia să-i protejeze, au vrut să ducă acasă la părinți, la părinți nu mai era nimic, s-au dus în cuplu și și-au dat seama că căsătorii și s-au speriat. Și au apărut divorțurile. Și problema actuală este cuplul. De aceea, ultima carte pe care am scris-o, Chimia relațiilor, am luat ce mi-a lăsat Sfântul Tata, matematică, fizică, dar mai ales chimie, și am luat formulele celebre din chimie aplicate în viața reală. Că dacă tot mergem la școală, hai să le aplicăm în cuplu. Și am scris chimia relațiilor. Am fost în Germania anul trecut într-o serie de conferințe în Nuremberg. Nu știu, două, trei de oameni în sală români. Și le-am dat teme. Vorbim despre spiritualitate, bani sau cuplu? Cuplu, toți, 95%. Ai problema. Pentru că acolo e baza acolo e crezul personal și să vede în mine în ce emit. N -n 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 nu știu, cu toată smeria, nu știu dacă e al doilea în România. Bărbat, femeie, familie, credință. De ce? Vezi, Doamne, de unde vine lumina, care se numește ciudat, nu? Apus. <rere> Soarele vine de la răsărit. Da? Noi luăm înțelepciune de la apus. Nu știu. În apus acum este despre nebărbat, nefemeie, nefamilie, și mai ales grav de tot necredință. Păi unui trib poți să iei capitala, poți să iei țara, poți să iei teritoriu, poți să iei fabricile. Nu poți să iei credința. Mi-ai credința, nu mai există. Și credința nu înseamnă teologie, dogmatică, religie, nu. Credința este un set de valori bune pe care îl fac în fiecare zi. Și îl repet cu obstinență. Dimineața îți trezit din nou la 5, da? Din nou m-am băgat în gheață direct, din nou am făcut antrenament. Dacă o prind pe Oxana, sunt dator cu orgasme femeii mele, și dimineață plătesc prețul, că așa e normal. A face dragoste cu femeia ta înseamnă să meargă familia înainte? Sunt cupluri care nu s-au atins de un an de zile? Le am mesajele în telefon. Da? În partea care începe cu noua generație, apropo de acest lucru, da? 17, 18, 20 de ani, Cezar nu știu ce să fac, nu știu un să o iau, păi femeia alege un bărbat care zice nu știu ce să fac, nu știu un să o iau? Niciodată, și numai de frică nu mă dă frică nu-l alege. Și vin la mine. Și uite, așa s-a făcut această platformă predestinarea, eu și Oxana am împreună, ceva mare de tot. E o comunitate privitoare de vreo 200.000 de oameni, e o comunitate activă de 15.000 de oameni, e o comunitate intimă de vreo 2.000. În casa mea sunt oameni și la ora asta am făcut un fel de, nu vreau să compar, un chibuț, în care în jurul a ceea ce, da, s-au născut copii în taberele noastre, s-au conceput, sau doi am botezat eu, s-au format cupluri, adică eu vorbesc de faptă, nu de logos. Teologisirea, feos, logos, e în legea ei. Da? Aici s-a făcut o chefalie, un, un cap s-a născut o autocefalie, care e un precedent. Și un precedent spun eu sănătos. Mă uit la efecte. Nu, de altceva. Uh, am văzut că mulți s-au comparat cu Andrew Tate. Cum ai luat asta? Nu cu Andrew Tate acum. Cu Andrew Tate, uh... Uh, Tate e un personaj foarte interesant, foarte puternic, foarte bine construit, logistic. El în sine și în jurul lui. Cu o singură mare diferență, sau două ortodoxia și familia. Aici avem un diferențiator imens, deci nu semănăm. Niciuna. Deci știu că știu care familie, dar nu și-o afișează. Știu că după perioada petrecută în zona privativă de libertate a optat pentru islam. Ok. Pentru că i s-a părut cea mai cu sabie dintre religii. Ok. Dar nu sunt acolo. Nu sunt la smardoi de Nu, servizie. cred că o comparație între asta, cum o comparație probabil, da, la masculinitate, da, probabil sunt aceleași principii. Se pare că există această, nu știu, acest termen de comparație. Și da, cred în bărbatul soldat. Cred în bărbatul a cărui misiune este utilitatea. Am și emis zile trecute cea mai mare inutilitate bărbătească este războiul. Cea mai mare inutilitate de ce? Pentru că în utilitatea noastră este prezervarea siguranței femeii. Femeia nu naște în timp de război sau dacă aude bombe pe aer. Rezultă că dacă viața nu merge mai departe, bărbatul este inutil. I rest mai case. Care, care consider că este misiunea noastră aici, a tuturor? De ce suntem aici? Scopul vieții este viața însăși. Doar că nu oricum. Succes, apropo de viață, pentru că toți căutăm lucrul ăsta în viață. Succes nu înseamnă um, bogăția aceea mare, financiară, da? că există astfel de oameni care nu mai au suflet. Da? Și pentru bani s-au vândut chiar diavolului. Și am o mie de exemple. un om cu o avere. Succes nu înseamnă nici să ai o familie numeroasă, cu 10 copii, să dormi în cartoane. Nu e. Sunt bogat sufletește. Nu. Cu toate că, în cer iertare, Părintele Chiril mi-a spus ceva și chiar acum câteva zile vorbeam cu cineva. Interesant, zicea, i-am spus eu l-am dat cu ani în urmă, când tot spunea, fă copil, fă copil, fă copil și zic că, Părinte, data cum să mă descurc cu copilul, că în ziua de astăzi e... Și a trecut o perioadă, iarăși m el. Și după aia el mă întreabă, zice, pe păi cum tu spui întrebarea asta? De ce? Pe voi țiganii poate faceți câte șapte o copii. Pe păi da, pe și care fac au, Păi zic, da, da, părinte, dar că nu e aceeași vorbă. N-avea tu grijă de ziua de mâine, că eu am grijă de păsări. Deci, ăia sunt 100% în credință, adică atunci când pui totul în mâna lui Dumnezeu, pentru că tu știi cumva că va avea grijă Dumnezeu de ei. Adevărat, cu o precizare, pe care cu toată smerenia, chiar la ultima întâlnire cu părintele Chiril, să-i dea Dumnezeu sănătate, i-am spus în față, cu toată credința și cu toată smerenia, ascultă el. Dar, În greacă, în original, în Biblie, cei săraci cu Duhul, nu mai știu traducerea, nu mai știu nominația exactă, erau, sper să nu mă înșel, o ocios pneumatica sau pneumatic, ceva de. adică cerșetori cu Duhul. Pneumă înseamnă. înseamnă Duh. Ce se întâmplă e că cei care n-au realizat nimic, care nu fac nimic, care nu întreprind acțiune, au împrumutat. Aceasta și zic, Dumnezeu uh, iubește pe cei săraci, iubește pe toți egal, greșit, greșit total Cerșetor în duh înseamnă curiosul. omul care sare dintr-un loc în altul Omul care are o dinamică perpetuă Dacă tu nu te miști, ești mort, ești păcătos uh, Am o calificare, am un job, bravo, așa și mori în el cea mai mare abilitate actuală este mișcarea dintr-un punct în altul. A cerși Duh, a fi, nu vreau să fiu rău, combinator, dar nu în sensul peiorativ, nu în sensul tâlhăresc, în sensul a pune lucrurile în ordine în beneficiu celorlalți, te face exact cum vrea Dumnezeu. Bogat. Dumnezeu te vrea bogat. Dumnezeu nu te vrea sărac. Dovada, uite-te la cei săraci. Uite ce hal de viață au. Domnule, că martir, martiriul acest, că martirii, viața monahală și martiriul de secol 2, 3, 4, ta da? Bizanț, de la Sfântul Mina la Sfântul Gheorghe, toți au avut o viață pe care au ales-o așa. Când depune, să depune jurământul sărăciei în Atos, da? Sau în orice monahie. Păi ai o alegere. Dar tu nu ești monah. Că după a patra zi pe Atos, m-am dus la el plângând și apărând, vreau să rămân aici, eu nu vreau să mai plec. Și el a n-a nimic, a zâmbit, m-a luat de mână. Și seara, m-a luat peste zi, m-a muncit. La spar lemne. Și seara mi-a pus o carte în brațe. Emilianos, mare, mare, stare la Simonos Petre, citește ce zără. Cateheze, adică explicație, e și cuvântă. Capitolul 5, primul paragraf. Bărbatul are doar două stări de agregare. Căsătoria sau monahia, ambele sunt forme de călugărie, pentru că ambele înseamnă, în varianta corectă, muncă, rugăciune, muncă, rugăciune. A închis cartea și a zis: te duci acasă, ai cinci copii de crescut. Mai băgați câte o rugăciune între două reprize de muncă, că funcționează. După care, tot despre sărăcie. Că unii prelungesc liturgia sau slujba în viața personală, închipuindu-se nu știu ce, sau spiritualitatea, sau aia hoasca, sau nu știu ce rătăcire nebună. De jos de acolo din genunchi. De jos de acolo. Pentru rugăciunile Sfinților Părinți, Doamne Iisus da, Hristos, noi mântuiește-ne pe noi. Formula, formula, prin care se încheie liturgie. Cum făcea ce libidache. H. De acolo cu un ochi te uiți, Părinte? Gata? Da. Sabia, tată. Gat, s-a terminat liturgia, dar am învățat, ok, ni s-a zis, bun, la, la luptă, tată. Că eu n-am venit credință să vă aduc, ci sabie. Și mulți nu o manifestă pentru că rămân în prima variantă. Acolo-i durerea mare. De-aia zic, uite, ortodoxia câte de frumos, e circulară, ce să completezi? Prin ecumenizare, prin ecumenism, ce să completezi la ea? Ce să aduci? Ce să cauți până America de sud, pe păduri, când cu ghilimele de rigoare, Vaticanul nostru, atos la 700 de km. E la 8 ore cu mașina, la, la, 55 de minute cu avionul. Ce cauți tu până America de Sud, până Himalaya? pe ce cauți? Nu vreau să, Doamne ferește, un singur om dacă e salvat prin acel gen de procesiune, e minunat, mă închin. Dar tu ai botezul ortodox. Vorbeam de Ștefan Chihaia, de Zohal, prietenul nostru comun. Omul face spiritualitate aplicată. Prin această metodă de băgat oameni în gheață. Știi ce mi-a spus? Cezar, când am terminat globul pământesc și eram în Tibet, în altarul templului lor, și în hindus, da, ce au ei acolo, Și ce mi-a zis? Ești ortodox. Și ce mi-a zis călugărul? Ești ortodox. Ce cauți aici? Tu ai tot ce trebuie acasă. După ce aproape șase ani Bătuse toată lumea în căutarea spiritualității. Păi dacă ăla a spus așa în Tibet. Ce părere ai de spicării motivaționali despre ce știi, guru de internet? Următoarea întrebare. <laughs> Aș prefera să nu. Aș prefera să nu comentez. Chiar e un frec. trend? E ceva care nu este conținut de gurile care rostesc. Pentru că trebuie să ai o experiență spate. Trebuie să conții. E mai mult decât experiență. Trebuie să conții ceea ce, 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 spui pe gură. Trebuie să conții. Pentru că au fost momente în care am intrat în conferință de gen și din sala am ridicat mâna și am zis cartea, pagina și faptul că ceea ce rostește nu îi aparține. S-a supărat. Nu odată. E, e foarte ciudat, pentru că tatăl meu, Dumnezeu să le este așa, când l-am întrebat același lucru pe altă temă. Tată, de ce plutezi norii? Pentru că tatăl meu, să-i să dea Dumnezeu lumină pe lumea cealaltă, mai vorbim din când în când, mai avem câte un dialog. Uh, Mi-a explicat lumea, nu că pentru că așa e sau așa vrea Dumnezeu, rolul ăsta a fost al bunicii, al mamei, al femeilor din neam. El mai așa că există a doua lege a termodinamicii, că există Max Planck, că există Rutherford, că există Einstein, că există Niels Bohr, că există Marie Slodowska Curie, că există Maxim Gorky, Tolstoi, Mihail Sholokhov, că există multe, că există capitalul lui Marx, că există în partea cealaltă, nu știu, Catcher in the Rye. Așa mi-a explicat el lumea. Deci eu până la 8 ani, când am ajuns în clasa întâi, <laughs> eram plictisit un pic a avut și o eroare în abordarea asta. A, avut foarte de... a simțit ceva în mine. Revenind. Dar în același timp mi-a zis, bă băiete, de ce plutezi norii? Bine. Să știi că întrebarea asta și-au -o pus-o și alții înaintea ta. Și Galileu Galilei și Nicolaus Copernic și toți. Uite, îți dau cartea lui Nicolaus Copernic și vezi că e în raftul 4 la pagina 105, paragraful 6. Alții mai deștepți ca noi, Cezare, au făcut cărți pe tema răspunsul la întrebarea ta. Du-te și citește. Și dacă am avut un handicap în viață, a fost poate, cum zice mama, să citesc un pic cam mult. Pentru că asta, asta mi-a fost soarta. M-am născut la poalele, la umbra unei biblioteci. Asta a fost. -am... Acolo m-am născut. Sunt dispuși românii să plătească pentru a învăța totul, sau vor moca? Cezar, adică pentru că știu că tu în septembrie 2018 s-au împlinit 5 ani împreună cu Oxara de când ați lansat da. programul pentru bărbați. Da. Um, asta cu plata, o să încep cu niște dialoguri de la telefon foarte deștepte, care relevă adevăr și nu la nivel de epifanie, la nivel de adevăr. Cât costă un program la tine? Hai de un program crește de la accesibilitate, de la entry level, până la 1 la 1. Ce consider eu cel mai valoros astăzi este timpul meu. Dacă noi lucrăm 1 la 1, închiși într-o cameră, da? e cel mai scump program. Dacă tu ai un bilet de intrare la ceea ce prezinte eu unui public larg, prețul este... O webinar seama, sau seminar online? Webinar, seminar online. Mai rar fac, îmi place interacțiunea fizică în ultima vreme. Mai degrabă îmi place în tabere cu bărbații. Tabăra bărbatul cel nou, patru elemente, unde avem la bărbați cât s-a tot luat în bășcălie. Nu există produsul ăsta încă în România. În tabăra pentru bărbați, ca să zic de interacțiune, da? unde mamele își trimit copiii sau vin bărbați care sunt zdrobiți. Am băgat o o materie nouă, credința. Zicem tatăl nostru înainte și după ce ne așezăm la masă. Adică nimeni nu minte. Ceea ce aș recomanda ducându-mă mai departe de acest dialog. În ședințele mari unde se face guvernanța țării, să se zică Tatăl nostru, la momentul când începe ședința, la guvern, la parlament, nu poți să minți sub Tatăl nostru. Și dacă ai mințit, H, că te simt. Să fie așa o sabie imaginară, ca să nu fac apologie infracțiunii. Ai mințit? Direct fără judecată, fără nimic. N-ai, cum, -ai voie să minți sub tatăl nostru. Aș face obligatoria asta. Revenind. În tabăra respectivă avem regimul armelor și muniților. Băieții învață să bage gloanțe în încărcător și să armeze, să ochiască Prim ajutor. Și vin oameni calificați din mea și mea PN. Cadre active. Sau vin prieteni buni, fost sepepiști, voi ca să... Ce înseamnă securitate perimetrală? Venim la justiță, prieten bun și-a ținut o zi întreagă atelierul de pugilism, de box. Da? Avem autoapărări cu apărări de cuțit, cu nu știu ce. Avem seriile, toate ne le petrecem în discuții. Seriile ne le petrecem în ateliere scurte și foarte concise, de două ore pe ceas, în care producem bani. Toată tabăra e fără telefon, fără alcool, fără masturbare, fără țigări. Exact ce ar trebui să trăiască bărbatul, stoicism. Și s-a luat la mișto acest concept, dar nu-l face nimeni în România. Avem circuit militar, de 10 km alergare pe munte. Avem circuit de obstacole, avem înviorare în fiecare dimineață. Deci am încercat cumva să comprim curba învățării. În tabăra patru elemente, apă, aer, pământ, foc. Da? În ziua de apă, cu zohal de mână intrăm toți în gheață, în ziua de foc mergem pe foc, pe cărbuni încinși Și nu ca magie, ci ca nouă credință. ăsta e nouul legământ. asta e expresia legii celei noi. Asta, e, asta este. Nu împotriva autorității, dă parte de mine gândul. N-am cum să mă pun cu unul mai mare ca mine. Niciodată nu o să vreau, dar cu buna intenție de a genera un univers nou în care oamenii să vină. Și vin, slavă lui Dumnezeu, pentru că e nevoie de acest lucru. Coagulare. Și nu facem revoluție și stradă. Astea sunt niște prostii ordinare. Da? No lider, că tot da, educația trebuie să producă lideri sau oameni care să conducă. Noul lider. Nu vine prin politică, că n-are cum. Acolo e meclem. Acolo e mangleală, cardeală, harneală. Deci acolo e alt... E, nu prin politică. Nu, nou lider e doar spiritual. Punct. Deci cât ar costa la tine un program dacă, vine, dacă vin oamenii live sau dacă fac cu tine one-on-one? -on -one? Există un pachet de șase ședințe care înseamnă baza sau baza înțelegerii masculinității, uh, care se petrece online sau offline în funcție de, de cereri, wow. uh, pe care ei îl găsesc pe cezaryonascu.com. cezaryonascu.com este platforma unde ei găsesc uh, totul. Prețurile sunt, de ce nu știu eu pe de rost și nu știu să răspund cu cifre la întrebare, pentru că am o echipă, apropo de rentabilizare, care în funcție de perioadă și de încărcare, da, uh, pune prețul. Pune prețul. Repet, principiul prețurilor, lucrului cu cezărionașcul sau cu tot ce înseamnă produs, e variază în funcție de perioadă. Nu, nu știu cifrele pe de rost. Am delegat acest lucru și cred că am făcut un, 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 nu știu, un lucru înțelept. În România sunt doar săraci, săraci o duc prost și săraci care o duc bine. Ce da, ce da, 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 da. S-a schimbat ceva între timp? Nu, nu, nu. Noi doi suntem doi săraci care o duc un pic mai bine decât media, și mai sunt săraci care o duc prost și foarte prost, din păcate. A, suntem doar săraci în România. Eu nu știu oameni săraci. Nu înseamnă Știu că într-un studiu făcut de un tip care, știi, și tu a câștigat uh, premiul Nobel acum câțiva ani de zile, uh -huh. spunea el că de Bucket să numea, știi, în 2015 a câștigat premiul Nobel, undeva dacă ai el uh, pentru țările din vest, bineînțeles, aplică dar ușor ușor și la noi. Dacă ai undeva la sau 120.000 de euro sau dolar pe an, nu face difer, nicio diferență nivelul de fericire, dacă ai 10 milioane sau 20 milioane. Corect. Această cîntă studiul. Da, da. Această cifra verilor, pentru ultimii 50 de ani a început să fie studiată de către cei de la Yale University, Facultatea de Matematici ca și prelungirea ceea ce a început John Kensey și școala economică de la Chicago prin anii sfârșitul anului 60, în rând cu laboratoarele pe care le-au făcut, Ecuador, Chile, Argentina, Panama, unde au făcut măcel, să vadă dacă rețeta americană funcționează, dar văd că nimeni nu mai aduce aminte. Școala economică de la Chicago a făcut mari daune. Imense. Imense. Țin minte, titluri pe care le-am citit despre Ecuador, de exemplu, cu aducerea democrației într-o țară care nu avea, cu familii executate și capetele puse pe masă. Orori. Vorbesc de mijlocul anului 70. Asta au făcut sau au fost Statele Unite în Ecuador. La fel cum în partea rusească, despre care nici nu știm ce nu știm, s-au ucis în Gulag, mult peste numărul de evrei care au fost uciși sau deportați prin lagările naziste. De vreo șase ori mai mult. Așa cum Pol Pot, în capătul celălalt, despre care iar nu știm nimic, a, a ucis cam de 12 ori mai mult decât au făcut naziști. Bun. Acum, partea asta cu sărăcia și bogăția, eu în, cred că o să îmi iau ca lucrare de diplomă la un moment dat într-o facultate această chestie, pentru că din 1976 încoace acest studiu a veală că suma pentru care tu ești considerat un om bogat a crescut într-o progresie geometrică. Nu vreau să trec în an, dar dacă aveai 10 milioane în 1976, nu, dacă aveai un milion în 1976 erai considerat bogat, Mijlocul anului 80 ajunsese la 10 milioane, mijlocul anului 90 la 100 de milioane, undeva la anii 2000 la miliard și acum dacă ai undeva, undeva în jurul a 5-7 miliarde, începi să fii considerat bogat. Wealthy. Bă. Wealthy. Dacă nu avem 5-7 miliarde pe dreapta, în asseturi sau nu liabilities, da? deci nu obligat, nu prea ești bogat. De-aia spun că în România Cineva să te învețe bani, cum văd că mulți învață pe copii antreprenoriat și nu știu ce, astea sunt copii paste uri din niște manuale americane. Americanismele nu prea funcționează în România. Nu, nu funcționează, am lucrat în corporație, am lucrat în Big Four șase ani. Eu o cardeală completă, e o, eu nu știu, adică e o înșelăciune cu acte a gulerelor albe. N-are nicio legătură cu realitatea românească, niciuna, niciuna a să înțelege, când au venit cu consultanța financiară, au venit ca satelit al transfrontalierilor și transnaționalilor care le-ți-a permis să vină aici. Singurul lor scop este să scoată bani din România. Am asistat, adică s-au scos bani cash cu punga, mergând în Cipru până la un dat, după care în Jersey, după care în Delaware. Adică le -am, am fost acolo, nu că mi-a zis cineva. Problema e că mințile luminate din România, în contabilitate, în științe juridice, au fost folosite când ne-au păcălit cu bani. Noi când am văzut salariul de 2000 de dolari, de euro, eram, eram împărați. Da, după seama stoarcerii creierilor noastre, dădeam câte o semnătură și la Arlos Latina 2000 de oameni rămâneau fără serviciu mâine, datorită unui raport de consultanță. 2000 de persoane ori 2 copii plus nevastă înseamnă 7000 de oameni. Deci e un pic dureros și îți dai seama ce faci și apare zvârcurile. În cazul meu. Și normal că nu are nevoie un om în ziua de astăzi, Cezar, ca să trăiască bine în România? Mai ales că tu vorbești despre asta și predai asta. Bine nu înseamnă... Nu iahturi în nu știu ce nu, bine înseamnă... A zis de ce cineva... familia lui? Bine a zis cineva mai înțelept decât noi, nu mă uit în dreapta la cifrele din meniul unui restaurant, bătrânul țiriac care mai are niște input sănătoase din când în când. Um, să știi că la Atos eu am plecat cu o problemă de acasă. Părinte, cu ce plătesc facturile? Eu personal am cinci copii. Nu e o glumă. Deci nu e glumă. 5 copii plus soție înseamnă 7 oameni, plus două bone 9 oameni, plus un om în casă zece oameni. Plus educație, plus mâncare, plus un trai decent. Un trai decent. Decent. Factură gaze. Pentru o casă în care să încapă 10 oameni. Înseamnă 10 camere. Dar eu n-am -am alt dosar decât cel personal. Dar o casă cu 10 camere. Sub 10 camere n-ai cum să stai. Că să trăim mai, nu trebuie să trăim mai. Nu trebuie să faci economie. Cine predă că trebuie să pui deoparte să faci economie, prostește inepții. Tu trebuie să produci mai mult. Cine ca antreprenor sau profesor de antreprenorat îți predă să facem economie, să facem o strategie? De ce? A venit un nebun și a închis lumea într-o zi. Ce, ce, strategie? Strategia este să fiu mai bun până diseară. Atât. Și mâine la fel. E, viața e zi cu zi. Dar revenim la facturi. Mâncare, educație, transport, facturi, gaze, care s-au mărit de, de la 0,2 la un leu. Da? E Bun. Mâncare de calitate care costă. Mâncare de calitate care costă, da? Călătorii, nu nebunii, da? Nu stau în Dubai toată ziua. Haine, foarte importante, că se aproape de corpul nostru. Cărți, cursuri, educație pe care o fac la rândul meu, da? Nu știu dacă la 10 oameni cât am eu în subordine, sub, sub 15.000 de euro lunar scapi. Și atenție, sunt luni în care faci banii ăștia, Cezar, sunt luni în care nu îi faci. Și atunci am mers la Atos, zdrobit, într-o deznădejde cumva. Părinte, fac ceva greșit? E ceva în neregulă? Cu ce plătesc facturile astea, părinte? Și s-a întors zâmbind și a zis, cu credință, taic. Cu credință. Și atunci am înțeles. Am înțeles. Eu nu trebuie să mă abat de la calea mea. Eu trebuie doar să continui să fac ce fac cu și mai multă credință. Și mi-a venit asta într-o noapte în care primise în canon o oră. De rugăciune, în micul paraclis al Chiliei, unde stăteam beznă total, o mică candela la icoana Maicii Domnului. O oră. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă. -mi. Doamne Iisuse Hristos, dai, primești, da? Asta e tehnică. După un sfert de oră, în care ești puternic, da? Ești, ești puternic, ești de te rogi la Dumnezeu. Să aud șacale afară. Patos. Era 11 noapte, nu mai știu, 12 noapte. În secunda aia, o, să ieși afară, nu poți. Să te duci în chilie, nu că te cronometrează tata părinte la canon, adică nu poți să șuntezi. Și deodată apare o stare, nu că de frică, de guroază. Pentru că acolo sus în munte și de fiecare dată se simte, pentru că ăla e un loc interesant, despre care eu încă sunt curios. Nu? Ala n-a fost un webinar atunci. Ala se deschide de fiecare dată și mai mare, și mai mare. M-am pus la studiu în noaptea aia, în bezna aia, cu sunetele alea de șacal pe fundal, în care apare necuratul. Pentru că apare. A tot să relevă și ce ai parte rea în tine, nu doar... Da, există Dumnezeu patos. În egală măsură există necuratul și ți arată mare. Ce te-am prins, prietene? Te-am prins, tată. Că unde sunt dracii? Pe altar. Acolo te încearcă, te... Și ce pot? Deci de aici afară la șacal nu poți. Starea de necurat e, e de, te împresoară deodată. Ce poți să faci? Că de plâns plâng, cur lacrimile singure. Dar ce faci? E ca în viață. Te rogi mai tare. Și nu că te rogi, dăm, dăm, dăm. Nu. Încleștat. Până vine pacea. E, e pragul ăla, e, e, e trecerea. Pe care noi nu mai facem. Lasă bă că vine ăla. Și ce se întâmplă când vii pe uscat? Că ideea e să vii cu să aici. Nu, hai la salariu, hai să așteptăm salariu. Nu, ce fac acum, motherfuckers? Ce fac acum? Acum! Acum! Vocea Oxanei a rosit înainte de Atos o chestie. Era însărcinată cu primul copil în luna 8 -a. O femeie cu o burtă mare, frumoasă și o bănă înainte, prin oraș. Eram încă în filmele vechi. Și a căzut în genunchi în fața mea, plângând și a zis, eu nasc într-o lună, fă ceva acum. Eu n-am încetat de atunci, nici azi, să fac ceva acum. Acum, tată. Nedepinzând de absolut niciun educat, plan, chestii, nu, de astea mă golesc. Mă duc cu Dumnezeu înainte. Că noi uităm, ne încordăm, ne încordăm, cine mis, cine mis, cine mis, până pocnești și realizezi exact ce ai zis tu mai e ceva de la Dumnezeu. Mai e o bucă, mai e lăsat și mâna lui Dumnezeu. Și mâine e o zi, zicea Scarlet O'Hara, și mâine e o zi. Doar că fiecare zi trebuie tratată ca o viață. Noi ne trezim în durere dimineață, mă dor oasele, adică mă nasc. Și seara mă duc să mor un pic. În somn. E o viață întreagă o zi. Sunt unii dintre noi, Damian, care s-au culcat aseară și nu s-au mai trezit dimineață. S-au dus. 250.000 de oameni pe fiecare zi. S-au dus, Damian. Și eu mă trezesc dimineață și spun, a, având în spate un neam, de 65.000 de ani, de când suntem acest homo sapiens, da? Tu ca să existe, eu ca să exist, femei și bărbați, mai ales femei, au trecut prin ciumă, prin pelagră prin bizanți, prin hăcuiri, prin arderi pe rug, prin războaie, prin sânge, prin luptă, ca tu să te naști. Și tu, nu tu, Damian, tu ca om, te trezești într-o dimineață. Am făcut eu un calcul matematic, îți vreo 70.000 de oameni 65.000 de ani. Nu de la sumerien, 6.000, când a apărut cetatea, de, de când, cu Dumnezeu. Și tu ești în mijlocul unui stadion, imaginează-ți o alianță, arena, da, de la München, da? 70.000 de oameni. Și la un moment dat stai pe punctul cu var, și 70.000 de oameni zic, da, mi-a, da, mi da, Și tu zici, și un pic gras așa, și trăgând într o țigară, a, nu mă, azi nu, azi sunt un pic depresiv. Păi, e n-aș fi foarte depresiv? Nu. Nu. N-am cum, n-am voie. A, a, fost depresiv? <laughs> nu. Depresia mi se pare un lux. Plus o tâmpenie. Deci dacă ai timp să fii depresiv, <laughs> înseamnă că ai greșit ceva. Eu când văd, Man, deci, eu când văd uh, cohortele de psihologi, de uh, uh, traumele. Bagusul de flotări. Până, până te arde pieptul, după care numără 50. Și te, te vindeci instant. Dă-ți drumul la duș cu apă rece în cap, în vârful capului dimineața. Să vezi cum trece depresia instant. Livrează orgasme unei femei. Scrie de mână. Scrie o carte. Pune de mâncare pe masă copiilor tăi. Aducând beneficii celorlalți. Asta înseamnă cu orice preț. Fără daune materiale, fără victime. Unor. Fă orice. Și ocupându-te cu orice, nu cu o meserie. Am o meserie. Pămâne, în 2023. Am o meserie. Și când mai plâng, Damien? Când aduc plasele de mâncare acasă. Că eu sunt responsabil cu împărătune. Femeile pregătesc mâncare, pun de mâncare pe masă la copii. să repet tot, cinci guri, da? mănâncă la masă și sporovoiești și desenează, și mi tata, și eu mă așez pe scări, pe trepte la intrare și plâng. Pentru că cel mai șmecher bărbat de azi, cel mai de succes, cel mai bogat, indiferent averiala care pune de mâncare pe masă familiei lui, dacă copiii tăi, nevasta ta, are de mâncare pe masă, ești cel mai șmecher bărbat în 2023. Lasă-ne cu bananele, cu Lamborghini, cu nu știu ce, vorba tatei Dumnezeu să niște pârghi, tată, niște pârghi mecanice. Avem de toate, slavă lui Dumnezeu. E o mașină mare în Agracas, e o casă mare, pe malul lacului, pe... le avem pe toate. Slavă lui Dumnezeu. Dar știi cum e cu Doamne ajută? Cum îmi răspunde mie părintele Tihon în patos. Îi zic, Doamne ajută, părinte. Iartă și binecuvântează, părinte. Și el zice, ajută Dumnezeu. Pe genul, treci la muncă. Treci la muncă. Lasă mersul la serviciu. Evităm munca? Ce anume? Evităm munca? Cu drag și spor. <laughs> cu drag și spor. Cu drag și spor. Muncă înseamnă livrabil. Diferența bărbătească asta se face în două caracteristici. Spre diferență de toți ceilalți bărbați, trec în primâinile mele, cum au fost o serie mare, nu vreau să zic sute, chiar zice lumea că a, exagerez, au fost sute de bărbați. Am acasă notat până la 750 și ceva. Baia am îmbrăcat, baia am stilat, baia am lucrat cu ei, baia am pus în ordine cu familie. După care n-am mai notat. N-am mai notat. Dimineața, când te trezești, ai un plan pe care îl efectuezi până seara. E diferențiatorul de marcă. Tu și toți ceilalți bărbați. Tu ești un bărbat cu un plan. Și dacă în pragul serii, când pui capul pe pernă, da? Pui capul pe pernă. Și spui, Doamne, Doamne, am făcut, am livrat. Ești diferit de 99%. Am livrat mâncare pe masă copiilor mei, aducând beneficii lumea, lumea plătindu-mă în excelența a ceea ce livrez în aur, în greutatea mea în aur. asta e tot. asta e tot, nimic altceva. Când aud profesor de economie, economie, numai, numai numele, la econ, adică, adică să stai mic, de ce nu e profesor de bogăție? Economie E facultatea, de, e universitatea de economie incredibilă, o știință fără obiect de activitate. Economie. Man. Spui că există dou două categorii de bărbați în România. Cei care sunt foarte bogați și despând o femeie și o înșală, o înjusesc, o umilesc și cei care a doua categorie care nu au bani loc și din frustrare vreau să drogează și asemenea și umilesc femeile da. care le bat și le calcă în picioare. Noi doi nu facem parte din nicio categorie din astea două. De ce am rostit acest mesaj? Pentru că vin foarte multe lucruri pe care eu le indexez. Fără să vreau, trecând prin corporație, am tabele acasă. Și există un flagel, adică o boală, o pelagră cumplită social. Sunt bărbații care au ajuns, nu foarte mulți, care au ajuns la ceva bani, din întâmplare, cine spune că a făcut avere în România construind o afacere, eu spun că spune o minciună mare. În România banii se întâmplă. E efectiv, e pe întâmplare, pe bunul Dumnezeu. Am construit o afacere în România. Minți, mai friend. Da, ai muncit, îți recunosc efortul. Dar pentru succesul tău, 90 din 10 mor. Sunt cimitire de idei, cimitire de afaceri. Lumea nu le mai aduce aminte pe acelea. Deci rata noastră de succes financiar bărbătesc e foarte mică în România. Și știi și tu foarte bine că de la o sumă încolo trebuie să te legi involuntar de sistem. Dar avem o chestiune. Bărbați trecuți de 50 care au pus-o și care divorțează după 30 de ani. A să vedea conducătorii acestui stat. Păi pot eu să te mai recunosc ca și conducător dacă tu ți-ai părăsit familia? Bine, except în cazurile particulare, când chiar nu s-a mai înțeleg și bine ar fi să te ridici să pleci, să faci curat. Ok, ok, înțeleg. Nu sunt ușa de biserică, nu sunt la prima a căsătorie. Dar, în momentul când tu ai familie, copii, tu nu ai dreptul să mai pleci stat. E ca lăsarea deoparte și dezbrăcarea de rasa monahală. Nu mai ești nici al lui Dumnezeu, nici a pământului, ești între lumi cu dracii. Nimeni nu te mai aduce pe nicio cale, ești între lumi. N-ai nicio stare de agregare, ești plasmar. N-ai voie să lași haina căsătoriei jos de pe tine, că nu și ce s-a întâmplat. Ce e flagrant? Că și-au câte o jună prima de braț. Eu cred că e răzbunarea cu ghilimele a copilului care n-a avut Parte de flori și păsări când era mic, și acum având bani în buzunar, îi se pare că poate cumpăra. Atenție, sunt foarte multe femei antrenate de oraș care parazitează astfel de bărbați, care sunt atât de antrenate că le servesc și ideea de familie, le fac și câte un copil, după care își fac câte un exit fericit. Că am asistat la un astfel de exit, era unul dintre clienții mei, a intrat în reprezentanță la un mare dealer auto și a zis, nu, 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 nu e voc. Eu am zis velar. Și om a plătit velar. Diferență de 30.000 de euro Nu, Cezar, am greșit să fie bine Nu, man, -ai, nu e bine, ești dobitoc Nu, te-a făcut și a treia Care te face Dincolo, femeia de 50 de ani Sau peste 50 de ani, care rămâne cu o parte din avere Să răzbună și ea Și așa câte un june prim Și există această boală socială Bărbatul în vârstă cu fata foarte tânără Mult prea tânără Și femeia în vârstă cu bărbatul sau băiatul mult prea tânăr Eu, nu știu E o practică Așa. socială, bolnavă, dacă mă întrebi. Pe care o văd în mesaje în astea și toți încearcă să se spiritualizeze. Uh, hai să găsim niște înțelesuri. Nu avem. Nu e nicio spiritualizare. E doar o, un anus împotriva naturii. Efectiv. Acest gen, cu excepții, deci cea mai urâtă și este nerezolvarea în viața relației cu mama. E cea mai urâtă chestiune bărbătească pe care toți o avem. Nu-ți înțelegi mama, nu înțelegi femeia, nu înțelegi banii. Deci nu înțelegi lumea. Că pentru, că, pentru că femeia și banii sunt același lucru. Funcționează fix la fel. Fix la fel. Cine se ascunde după dege și zice nu, 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 nu. Um, nu, femeile sunt curve. Nu, 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 tu n-ai bani. Nu, tată, tu n-ai bani. Femeia nu vrea bani. Femeia vrea un bărbat cu bani. Și asta e normal, e din apucătura ei pentru că ea vrea să fie securitizată. Principala nevoie a femeii nu e de iubire. E la punctul 4 iubire. Principala, punctul 1. Nevoia femeii de securitate. Femeia vrea un bărbat cu bani care să o protejeze și e normal să fie așa. Și rolul tău când ești pe ușa dimineața e să produci. De-abia apoi recunoaștere socială, crește. iubirea e la punctul 4. Și atenție, bărbatul nu spune, te iubesc, viața mea, lumina ochilor mei. Nu, tu spui așa când femeia a rostit către tine, după ce tu ai îmbrăcat un diamant și aur, femeia declanșează pe buze, te iubesc, când tu ai îmbrăcat un diamante și e frumos să fie așa, că noi bărbații s-ar putea să ne vedem, să nu avem încredere în noi, că eu presupun că tu vrei să mă înțep pe mine sau vrei să-mi tragi, da, dar tu învesci femeia întâi și o vezi cu o blană pe ea lungă. Gândește că soția ta, partenera ta, iubita ta, trece printre bărbați, printre șase bărbați, într-o petrecere. Și vorbesc de femeia rasată. Există femeie rasată, nu femeie. Asta nu e femeie, aia e altceva. E... alte probleme acolo. Da? Și trece o femeie rasată, îmbrăcată, în diamante, în tot, da? Păi nu ne întrebăm toți, bă, cu cui e asta, mă? Păi femeia ta e cartea ta de vizită. Nici, mă, nici, nu trebuie să le mai tipărești. Doi la mână. Îmi trimit femeia în lume mai nou la tot ce e peste 50.000 de euro. De ce? Care nas, are intuiție. De ce să mai vin o acasă lovit? Că eu mă duc cu. Eu... Ea să se duce, să se duce, se întoarce și vorbi în seară. Cu ăștia doi, nu? Cu asta e bine să da. Da, sunt foarte recente astea în viața mea. Foarte recente. E cu și cu Atos. Domnule, că nu sunt femei patos, ba da. Ăla e un altar dedicat femeii, mai ci Domnului. Și așa să slujim. Noi, noi slujim femeia. Și femeia ne întoarce iubire. Asta e utilitatea noastră, să slujim femeia. Când are ce să te înveți o femeie, cum ne-au educat vechile generații, ba da, femeia dă naștere, vieții, cum să n-aibă Fără ea suntem morți. Fără femeile noastre suntem morți. Dar nu recunoaștem, ne încordăm noi. Cum facem când observ că multe cupluri femeia vrea să fie uh, șefa? Păi normal că vrea să fie. Păi nu e normal? În engleză se numește the upper hand, ca la judo. Cine ia primul priză la, la kimono, da, cine face priză la kimono? Păi el are șanse un pic mai mari să te pună la podea. Femeia. Cu femeia te întâlnești datorită lui Dumnezeu, datorită chimiilor specifice, bun. Și la un moment dat, în prima secundă, efectiv, în prima secundă, dă drag de tine, cu drag de tine, femeia vede o fisură. Să zicem în partea de jos aici, da, mai ales în partea de jos a noastră. Femeia vede o fisură. Păi dacă femeia vede o fisură, pentru că e născătoare de copil, adică mecanismele ei, silogismele ei sunt de 8-10 ori mai rapide ca ale noastre, dacă ea vede o fisură, o fisură jos aici, în, în secunda 2 ești și femeia în gât, uite aici. Efectiv, stă în gât. Dacă tu nu reușești în milisecunda 2 să contrabalancezi, iar rămâne acolo toată viața. Sunt cupluri care trăiesc de 30 de ani în care el e, cast, e terminat, e doar că nu-și dă seama. Ce trebuie tu să faci? Doamne ferește, de parte de mine ideea de a violenta femeia, e urât să lovești femeia. Nu. Tu pui drept în spate și arăți gardă. Faci un neasom mic. Da? Ce Și spui, un, du duhovnicește vorbind, da? în duh, nu fizic niciodată. Și spui, femeie, ăsta eu. Și au să înceapă să se zbată, să se zvârcolească. În secunda aia tu trebuie să stai. Pentru că toată lumea crede în cuplu perfect. Cuplu perfect la desenat, de senada, hollywood, cunoște, nu există. Am și zis-o public. Eu și Oxana ne căsătorim și divorțăm de trei ori pe lună. Și e bine să fie așa. Asta e un cuplu funcțional care crește prin durere, prin sperietură, prin frică. Ne certăm câteodată, dar ne e frică să nu dispărem de cât de urât ne-am certat. Și atunci fiecare merge la Dumnezeu. Mă duc câte o noapte în câte o mănăstire, stau, îmi revin, mă duc la Tughe, mă întorc înapoi acasă, îmi cer iertare da? Și o luăm de la capăt, dar de fiecare dată de mai sus, de mai sus, de mai sus. Aia cu iubit, ai iubit, o Maldive, hai la... Alea sunt sporovăil. Alea nu funcționează. Nu țin. Nu țin, efectiv nu țin. Cele mai bune cupluri din lume pleacă din traumă, nu din iubire. Și prin macerarea muchiilor care durează în principiu an de zile, an de zile, există șansa, nu garanția, să se nască ceva frumos, mai ales copii. Unde vezi România peste 20 de ani? Orice răspuns ar, a, aș da ar fi greșit. Orice răspuns aș da ar fi total eronat. Factorii care influențează această realitate românească sunt foarte diversi și rezultanta e mult prea alambicată. Cred în schimb foarte tare la întoarcerea acasă, foarte tare, în, în, în sânul ortodoxiei. Cred foarte tare că ultima redută în care m-am băgat în ultima perioadă... Cu Să ne întoarcem cu la credința Maicii Domnului. Toți, deodată, pentru că toate răspunsurile și tot succesul și toată pacea noastră sufletească e acolo, doar acolo. Îți mulțumesc mult, Cezar Ionescu. Cezar Ionescu, îți doresc... Pe drumul tău pe care l ales, multă lumină, pace și iubire. Cu Doamne ajută, mulțumesc Doamne. din suflet.